Când ai stat de vorbă ultima dată cu sufletul tău? Când ai ascultat acea liniște profundă în care auzeai glasul sufletului tău șoptindu-ți bucuriile tristețile lui? Dragilor, sunt Gabriel Răzvan Stoica și înainte de toate vreau să vă mulțumesc din suflet că sunteți aici pe YouTube, că împreună formăm o familie prietenească frumoasă, că ne bucurăm de poezie și că avem puterea și posibilitatea să vorbim. Și totuși ne întoarcem la întrebarea, când ai stat de vorbă ultima dată cu sufletul tău și ce ți-a spus? De mult, așa-i? Sau poate unii dintre noi niciodată? Suntem copleșiți de necazuri? Sau suntem în viteză în fiecare zi mergând spre job sau către alte probleme, dar în niciun caz nu am avut timp să zăbovim, să stăm de vorbă cu sufletul nostru? Da, e bine să stăm de vorbă cu sufletul nostru, pentru că în el adunăm toate bucuriile, toate tristețile, toate reușitele sau nereușitele noastre, care se strâng acolo și mai devreme sau mai târziu ne cad greu. Picăm în depresie, așa-i, și nimeni nu ne ascultă, nimeni nu ne înțelege. De ce? Pur și simplu pentru că nu stăm de vorbă cu sufletul nostru. Pentru că nu ne facem timp, fie că nu vrem, fie că nu știm cum să ne facem timp. Ar fi bine să ne oprim un pic asupra sufletului nostru și să-l întrebăm ce mai face. Să vedem ce am strâns noi de acolo în decursul anilor, câte lucruri frumoase s-au strâns sau câte supărări și ce avem de făcut să zâmbim. O să veniți cu argumente și o să spuneți în secolul 21, în vremurile pe care le trăim, mai avem timp să stăm de vorbă cu sufletul nostru? Da, așa cum alergăm să strângem bani sau să câștigăm faimă, nu putem să ne oprim asupra noastră pentru că noi suntem mai prețioși decât toți banii și toată faima din lume. Banii se cheltuie, faima trece și într-o bună zi, omule, o să te trezești tu singur, părăsit de toți, cu sufletul tău în brațe care plânge. Să nu uiți niciodată că sufletul tău înseamnă viață. Și viața ești tu. Îi aud pe mulți spunând ce grea e viața. De ce e grea viața? Cine o face grea? Dumnezeu ne-a dăruit viață să ne mișcăm, să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce avem. Noi o complicăm. Cum o complicăm? Simplu, prin nepăsare, prin dezinteres, prin neatenție și răutate, pentru că nu știm să vorbim cu sufletul nostru. Nu-i așa că e greu? Să nu mai spunem niciodată că viața este grea. Noi o complicăm, noi o facem grea. În primul rând pentru că am uitat de Dumnezeu. În primul rând pentru că am uitat de noi. Și nu mai știm să iubim, știm doar să ne răzbunăm, să arătăm cât de puternici suntem noi. Și fără să ne dăm seama, toată această răutate pe care o înghesuim în sufletul nostru, mai târziu ne va cauza nouă. E adevărat? Așa este. Vremurile pe care le trăim cu siguranță nu mai învață pe nimeni ce este omenia și iubirea. Astăzi învățăm doar cum să fim noi mai puternici, cum să facem mai mulți bani, cum să ne bucurăm de frumusețea trupească fără să iubim, și multe altele. Venim cu fel de fel de sugestii și fel de fel de opinii care să întărească convingerea omului că nu există Dumnezeu, ci că există univers. Cine a creat universul? Nu vrei să-i spui Dumnezeu, îi spui univers, dar nu te gândești că este o entitate, o putere, că nimic nu poate să vină de undeva dacă nu e de la Dumnezeu. Nimic nu s-a creat așa peste noapte. La fel și noi, și viața noastră, și sufletul nostru. Și te întreb din nou, omule drag, când ai stat de vorbă ultima dată cu sufletul tău și ce ți-a spus? L-ai ascultat cu atenție să vezi că plânge? Sau te-ai bucurat împreună cu el văzându-l că râde? Îți spun eu, nu. Ne îndreptăm atenția către sufletul nostru doar atunci când dăm de un necaz. Când dăm de o problemă și atunci strigăm către Dumnezeu, Doamne ajută-mă! Sau îl urâm pe Dumnezeu spunând că de ce ne dă nouă toate problemele astea grele și rele pe cap?
Nu ni le dă Dumnezeu, dragilor, ci ni le atragem noi. Ni le atragem noi pentru că nu știm să-L iubim pe Dumnezeu și pentru că nu știm să avem grijă de noi. Haideți să încercăm împreună să găsim o soluție pentru a ne fi mai bine, nu? În primul rând, trebuie să scoatem din sufletul nostru, din inima noastră, din mintea noastră, ura, dușmănia, răutatea. Nu duce la nimic bun. Din toate astea se naște invidia. Și nu se va întâmpla altceva decât lucruri urâte pentru fiecare dintre noi. Invidia, ura, răutatea ne va măcina inima, ne va măcina trupul și ne va aduce boala. Când vedem că unul din prietenii noștri realizează ceva brusc și repede, ne schimbăm și ne punem întrebarea: de unde a făcut ăsta? Începem să-l vorbim de rău, se naște bârfa și pe lângă bârfa lucrurile urâte despre acea persoană. Dragilor, dacă sunt oameni care vă fac rău, nu le răspundeți cu răutate. Căutați să vă detașați, să vă îndepărtați și să aveți grijă de voi. Să vă rugați la Dumnezeu pentru acei oameni care se poartă urât cu voi. Și în fiecare dimineață când vă treziți, să zâmbiți că afară plouă sau că e soare. Sau că vedeți o floare frumoasă, da? Sau pur și simplu că bâzie un țânțar sau o muscă în camera voastră. Poate fi neplăcut, dar totodată îți poate atrage un zâmbet, pentru că acea muscă, acel țânțar are viață. Și la fel cum ea zboară, gândește-te când te ridici din pat că așa vei vrea să fii și tu, ca ziua aceea să fie frumoasă, să te simți liber și să faci lucruri și fapte minunate. Caută prin felul tău de a fi să pui în sufletul tău tot ce e mai frumos. Fă lucruri frumoase, fapte bune, apropie-te de oameni, iubește-i și nu-i urâ, iar cei ce îți vor rău sau îți fac rău, lasă-i în pace pe aceia. Nu le răspunde cu răutate și nu căuta să te răzbuni pe ei, pentru că toată răzbunarea pe care vrei să o ai asupra lor va fi de fapt asupra ta, pentru că îți va aduce neliniște. Dacă vrei să fii fericit, caută să fii tu cu tine, plimbă-te într-un parc, găsește lucruri frumoase și minunate care să-ți aducă liniște, care să-ți ofere satisfacție, care să te facă pur și simplu să simți cu adevărat că plutești. Iar dacă ai un vis frumos, încearcă să-i dai viață, imaginându-ți tu cum ai vrea să fie acel vis și luptă pentru a-l împlini. Mi-am propus din tot sufletul să realizăm o emisiune împreună și, repet, să realizăm o emisiune împreună care să se numească Motivat. Eu vreau ca această emisiune să înceapă undeva de la jumătatea lunii viitoare. Ce își propune această emisiune? Să vorbească despre curaj, să vorbească despre motivație, despre iubire și despre problemele noastre. Atunci o să ne vedem față în față. Dați de știre prietenilor voștri să se aboneze aici la acest canal de YouTube, care este gratuit. Nu costă pe nimeni nimic, ci din contră veți primi poezie și împreună ne vom da sfaturi unii altora care ne va ajuta pe toți. Emisiunea Motivat, care vrea să înceapă de la jumătatea lunii septembrie, își propune așadar să ne încurajeze pe toți să pună bucuria în sufletele noastre și iubirea în inimile noastre. Nu uitați să zâmbiți, nu uitați să fiți fericiți, e simplu, e foarte simplu. Nu vă lăsați copleșiți de problemele grele și rele, nu vă dezamăgiți și nu vă îndepărtați de Dumnezeu. Nu urâți pe nimeni, nu invidiați pe nimeni, aveți grijă de voi ca toate lucrurile să fie bine. Nu sunt eu un om înțelept, dar viața m-a învățat și pe mine, ca pe fiecare dintre noi de altfel, ce trebuie să faci să-ți fie bine. Să nu urăști, să nu fii rău și să te îndepărtezi de oamenii răi. Una peste alta, dragilor, aveți grijă de voi. Dacă credeți că aveți vreo sugestie, vreo părere despre care să vorbim, lăsați-o într-un comentariu. Și când vom începe emisiunea Motivat, repet, de la jumătatea lunii viitoare, când mă veți vedea și pe mine pe ecran, le vom dezbate împreună și tot împreună vom găsi soluția și rezolvarea acestor probleme. Iar dacă veți da de știre prietenilor voștri să se aboneze aici la acest canal de YouTube Gabriel Răzvan Stoica, YouTube-ul ne va da posibilitatea să intrăm în direct și atunci vom putea vorbi, vom putea discuta. Veți putea intra în legătură directă cu mine, de ce nu?
și împreună ne vom găsi bucuria și fericirea, făcând fapte și lucruri frumoase. Până ce urmează să ne vedem, vă doresc tuturor să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să iubiți și să fiți iubiți și să aveți grijă de voi. Zile frumoase și minunate și vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și ascultați poeziile mele, că suntem aici și formăm o familie frumoasă. Cu respect și cu drag.